conform cu dispozițiile codului administrativ și ale dispoziției primarul comunei Ardioan, numărul 122 din 12-11, a fost convocat pe acest la ședința ordinară de astăzi. Sunt prezenți toți consilierii locali, așa că putem să începem ședința. Participă domnul Raescu Cerchelea, doamnele de la compartimentul de specialitate au fost pe comisii, nu mai sunt prezente. Având în vedere prevederea articolului 38 alineatul 15 din codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Atenție, deci procesul verbal a fost adoptat în modalitate de vot. Acum, conformitate cu prevederea articolului 123 alineatul 1 din codul administrativ, vreau să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele trei luni. Domnul viceprimar, domnul Iacolo Constantin. Propun pe domnul consilier Popa Cornea. Dacă nu mai se joacă din propunere, să pun la vot. Cine este pentru? Da. Deci, Olivioria, casa Cornea, știți? Cornea. Nu este la mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea act adițional numărul 1 la acordul de parteneriat numărul 3570 pe 11.6007 din 1.10.2020. Privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Sirier și UAT Comuna Ardeoan, din Subacău. Aprobat prin HSL Ardeoan numărul 42 din 1.10.2020, inițiator primar Victor Deaconu. Proiect de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează cele trei comisii. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4 ale anului 2022. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre se susține de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care realizează cele trei comisii. Și trei diverse. Dacă mai sunt și alte puncte, alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordinea de zi, da. 1. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în Comuna Ardeoan, județul Bacău. Inițiator Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre se însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează cele trei comisii. Supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea act adițional numărul 1 la acordul de parteneriat numărul 5370 pe 11.6007 din 1.10.2020 privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Sirier și UAT Comuna Ardeoan, județul Bacău, aprobat prin HCL Ardeoan, numărul 42, din 1.10.2020. Avizie. Comisia 1, domnul Macadam Cosmin. Moise Cosmin. Aveți favorabil. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aveți favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Nicolae. Aveți favorabil. Da, cuvântul domnului Grasimescu Prumnița pentru a prezenta raportul de specialitate. Da, l-am prezentat. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 2. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4 ale anului 2022. Avizie. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Comisia 3, domnul Diaconu Nicolae. Dau cuvântul domnului Jigdor Narcis Sardar, a prezentat și dânsa în numai cazul.
Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Ardeoș de sub Bacău. Avize. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Neculae. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Grăsmescu, ministru, pentru prezentarea raportului de specialitate. Doamna Grăsmescu a prezentat în comisie. Nu mai cale. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Diverse. Dacă cineva vrea să se înscrie la cuvânt. Dacă nu, fiind epuizate toate problemele la ordine de zi, declar închise lucrările ședinței.